și bine ați venit din nou într-un vlog de cumpărături din familia Goku. Filmez cu telefonul, nici nu prea mai am baterie, dar am zis să documentez cumva și aceste cumpărături, pentru că știu că vă plac foarte mult și mi-a venit așa o idee să merg la Lidl, că n-am mai fost de vreo jumătate de an. Pentru că ne trebuie brânză, au ei o brânză care nouă ne place foarte mult și atunci am zis de ce să nu fac un filmuleț de genul preferate din Lidl. Așa că o să merg la Lidl și o să adun toate preferatele noastre și o să le înșir pe aici imediat. Este ora 6 și jumătate, sper până la 7 să ajung ca să termin până la 8, că închid, nu de alta. De obicei, seara, așa pe la urmă, mai bagă oferte. Să vedem dacă găsim ceva, aș vrea fructe și legume, pentru că săptămâna viitoare îmi vine și un Hello Fresh Box cu 3 feluri de mâncare, așa că nu trebuie să cumpăr foarte multă mâncare, numai fructe, legume, snack-uri, dintre astea, așa, ce ne mai trebuie prin casă. Sper că o să vă placă și rămâneți cu noi până la sfârșitul acestui filmuleț, dacă vreți să știți cât am cheltuit și astăzi. Am terminat cumpărăturile. Nu știu, e 8 și un sfert. La 8 eram la casă. Cred că erau și fetele, săracele, nerăbdătoare să termine odată și să ajungă acasă. Am prins caserița care mi le arunca așa pe bandă rulantă, cum se zice, dar și eu i-am făcut față. Am înțeles o săracă, n-am zis nimic, n-am comentat, le-am luat, le-am pus în sacoșă și am plecat. Mă îndrept spre casă, Cornel în teorie deja a făcut baie copiilor, deja le-a dat de mâncare și l-a băgat și pe Alex în pat, în teorie. Acum să vedem ce găsesc acasă. N-am găsit toate produsele pe care le căutam. La fructe și legume era cam gol. Asta pentru că e și sâmbătă astăzi și nu au mai pus nimica, pentru că duminică nu se mai vinde nimic. Dar mă mulțumesc cu ce am găsit și sunt sigură că săptămâna viitoare o să facem față cu brio cu tot ce am cumpărat. Cu tot asta am cumpărat. Uitați multe. Întâi începem de la Shazam. Tu uita. După aia pe la Baby Pet. După aia pe la Baby Pet. După aia pe la Mama. Biscuiți. Biscuiți. Asta. Kia. Pai Kia. Pateu. Aici este topi, sunt șopaniel, baby pen. Iată-ne acasă, după cum vedeți, sunt cu bucătăria plină de copii, dar să încerc să filmez repede ce am adus ca să pot să pun la loc, dacă mă lasă copiii. Nu mi-au încăput toate pe masă, ca să vă dați seama. Începem de aici, cum zice Alex. Aici am luat de la Reve, am câștigat să testăm și eu și Cornel. Deci sunt două pachete. Chestiile astea, m-am dat înăuntru. Asta e bonul, mama. Asta e bonul, asta e bon. Asta e bonul cu zero. Chiar se mira caserița. Vai, dar cum e așa ceva? I-am arătat că am câștigat acolo e-mailul tot și a fost totul bine. Am cumpărat biscuiții ăștia turtă dulce umpluți cu gem. Sunt printre preferații mei și cum trecea iarna și eu nu prea am mâncat. Și era și la reducere, mi se pare că am luat la 75 sau la 95 de cenți, am luat și o pungă, nu prea multe, să nu ne îngrășăm. Apoi am găsit semințe de chia care erau la reducere, pate, îmi place foarte mult ăsta din Lidl, am luat niște carne de porc, niște gulași ca să fac o mazăre. Da, ce dorești? Hai sus, hai, hai. Apoi aici am luat niște cârnăciori, care tot așa, sunt foarte buni, de făcut cu fasole sau cu ce mai e, da, mami? Du-te și fă pipi. S-aș un pic colo. Așa. Aici avem Baby Bell. Iar aici am luat niște chestii de brânză. Ia la mama, ia. Iar aici am luat niște chestii de brânzică pentru pachetelul lui Alex. Se desfac așa ca un copac și el le zice palmier. Astea sunt niște cuburi de gheață în formă de inimioare și în formă de
lunguieț, așa ceva. Erau la reducere, la 14 cenți. Eu le folosesc să mai pun sosuri înăuntru și așa că le-am luat. Apoi aici avem 3 de paste, că rămăsesem fără, în mod surprinzător. 3 de fasole. Nouă ne place fasolea aia care o prepari boabe, știi cum ar veni. Dar asta e mai rapid, așa că să avem în casă și din asta mereu. Aici am luat niște snack-uri pentru copii, sunt niște steluțe, ca niște sticks-uri, așa. Am luat un aluat de foietaj, am luat un aluat de pizza. Iar aici de desubt avem pâinea noastră preferată cu usturoi din Lidl, că sunt două și e congelată. Și este super, super bună. Aici iarăși avem preferatul nostru cașcaval. Exact așa se cheamă, cașcaval. Este super bun, poți să-l pui și pe mămăligă, se topește, poți să-l razi, poți să-l tai feliuțe, să-l pui la pachet. Vă dați seama, este și mare și nu costă nici chiar atât de mult. Ne ține o perioadă și ne place foarte mult. Pentru pachet am luat acest piept de pui. De fapt, mie îmi place de curcan, dar nu avea, am luat de pui pentru pachet. Pentru Cornelia am luat niște brânză cu chili pentru pachetul lui de săptămâna asta. Am luat un unt care era la reducere și niște cubulețe dintre astea de bacon pentru paste. Aici avem stafide, avem alune de pădure făcute așa bucățele. Vreau să fac o rețetă și nici cozonac n-am făcut, că am fost plecați în vacanță, așa că poate recuperez. De aceea am luat și dintr-o asta făcut așa mai alune de pădure măcinate ca făina, așa, pentru cozonac. Aici am găsit niște pâinițe pentru pizza, zic ei, pizza buns. M-am gândit că pentru pachetul lui Alex sunt perfecte să decongelez numai câte 2-3, să le bag la friteuză, să îi le fac la pachetel. O să vedeți că o să vreau să filmez și pachetelul de acum. Iar aici avem un șnițel, de data asta una de vită. Mie îmi place la de pui că e moale, dar să-l încercăm și pe ăsta că n-avea altceva. Pâine congelată, asta niciodată nu rămân fără în congelator. Când rămân fără pâine, bag 2-3 dintre astea și ne-am scos. Astea sunt preferatele lui Alex, a trebuit să-i cumpăr. Actimel, iarăși am luat XXXL, îmi place foarte mult că găsesc la Lidl și este mai mereu la reducere. Kiri, preferatul lui Alex, tot pentru pachet. Aici am luat pentru Emi un costumaș, era la 5 euro dacă nu mă înșel. Să mai stea prin casă că crește foarte repede. Nu avea mama, avea numai de fetițe. Astea iarăși sunt niște biscuiți foarte buni, sunt un fel de imitație de la cei de firmă, cum ar veni, dar este marca Lidl și sunt geniali, sunt preferații mei, așa că vă invit și pe voi să îi încercați. Iarăși am luat niște salam pentru pachetul lui Cornel. Pizza nu este pizza pe care o mâncăm noi, dar asta o aveau și asta am luat. Orez, nouă ne place doar basmati. Am luat și niște migdale sărate care sunt excepțional de bune. Mai mult îmi plac, îmi plac mai mult decât alunele. Ce vrei, mama? Ce vrei? Iar acesta este produsul nostru preferat în absolut de la Lidl, din toate tipurile și întotdeauna mă duc la Lidl pentru el. Este brânză. Știu că în Italia nu se găsește, în România nu știu. De vacă și este gen feta. Ne place foarte mult, sunt niște calupuri așa, cred că aici sunt 3 calupuri și un pic. Merge cu orice și încercăm să avem întotdeauna în frigider pentru că ne place foarte mult. Iarăși una dintre pastele mele preferate, astea pentru că se fac foarte repede și îmi plac foarte mult, mai ales cu ragu, îmi plac. Apoi am luat niște iaurt, asta este marca Lidl și l-am găsit cu gusturi de iarnă, să zicem așa. Asta e cu măr și scorțișoară. Bine, astea sunt dintre astea normale, iar ăsta este cu pară și caramel, abia aștept să-l încerc. Și mai era unul special, ăsta este cu biscuiții dintre aia gen Oreo. Așa, și mai este ăsta cu prune și, cum ar veni, turtă dulce, omul de turtă dulce. În rest mai avem câteva așa iaurțele pe care le mănâncă Alex acum că începe grădinița. Mănâncă mereu când vine de la grădiniță. Și 4 de lapte, 3,8 folosim noi. Să trecem acum la fructe și la legume. La capitolul fructe și legume am cumpărat o punguță de mere. Am cumpărat rucola pentru că era la ofertă, ceapă, cartofi dulci care ne plac nouă foarte mult, roșii, ardei roșii.
Mandarine mi-a cerut Alex, portocale, că împățesc chiar ca aia cu cimbru și dafinul, cine cunoaște, cunoaște. Lămâi, un castravete, doi dovlecei, iar aici am luat fructul pasiunii care ne place foarte mult, am găsit la ofertă, astea trei erau 1,50 € sau 1,70 €, iar la Reve, la Edeka este unul din ăsta 1 €, așa că am luat. Și o sticlă de apă minerală, că asta am uitat-o afară. Mai am câteva chestii de pus la loc, așa că vă las. Vă mulțumesc că ați fost alături de noi și astăzi. Like dacă v-a plăcut, dislike dacă nu v-a plăcut. Contează foarte mult pentru mine părerea voastră. Și pe curând! Pa, pa!